Salutare, dragilor! Bună dimineața! Abia am intrat în casă și voiam să vă arătăm exact cum se desfășoară la noi, dus la grădinița lui Matias și cum am venit. Deci, eu nu știu, chiar nu înțeleg cum este într-o casă cu 2-3 copii, pentru că la mine nu funcționează. Nu funcționează să fiu așa organizată și să le pun pe toate în ordine. Deci, la noi este așa, cu păturile după noi, cu sacul de dormit, cu căciulă, cu muci, cu de toate. Deci vreau să zic că o să... Ține mami acolo, ține camera! Pe Sophie am luat-o fix în sacul de dormit și și cu păturica. I-am pus o căciuliță pe care a avut-o Matias, deci a fost al lui Matias și acum e bună ei. Bună dimineața! Sophie dormea și nu am avut ce să fac. Se făcea ora când trebuia să plec și nu pot să o las acasă, Doamne ferește, sau ceva. Așa că am luat-o cu păturică, cu sac de dormit, cu de toate, îmbrăcat în pijamale ca să-l duc pe Mati. Plus că... avem aici, da, mut camera asta dintr-un loc în altul, plus că avem aici două, trei fetițe, vecine de ale noastre, care sunt și în grupă cu Matias și pentru că eu îl duc pe Mati câteodată cu mașina, câteodată, adică mai mereu, cu mașina, atunci cumva mi-au zis, m-au rugat dacă pot să le iau și pe fetițele astea, pe fetițele lor, așa că am dus trei copii, trei bucăți de copii la grădiniță și da, și ne-am întors acasă și la noi așa se desfășoară totul pe fugă, pe grabă și nu reușesc să mă organizez pentru că Sophie se trezește de vreo 2-3 ori pe noapte că vrea să pape și după aia la ora, cumva la ora 5:30, deci după ce că se întrează aproape toată noaptea, stau într-o stare de veche, o alăptesc pe ea, după toate astea la ora 5:30 trebuie să mă trezesc pentru că soțul meu trebuie să plece la serviciu. Așa că nu la 5:30, la 6:15 mă trezesc și vreau să fiu și alături de el, adică vreau să, nu știu, să-i fac un sandwich, să bem o cafea împreună sau să stăm puțin de vorbă, pentru că și așa ne vedem foarte rar, lucrează foarte mult. Așa că, nu știu, după aia, după ce pleacă el, uneori mă simt atât de epuizată și atât de obosită, încât mă mai pun o oră să dorm, adică de la 6:20 de când pleacă soțul meu, până la 7:20 sau și jumătate, când trebuie să-l trezesc pe Matias ca să meargă la grădiniță. La grădiniță, la 8:30, la noi aici se închide ușa și nu mai avem dreptul să intrăm. Bine, cred că încă un sfert de oră, un sfert academic îl mai lasă, dar la 8:30 toate lucrurile sunt strânse, toți copiii în clasă. Hopala. Toți copiii în clasă și dacă ajungi puțin mai târziu, trebuie să meargă copilașul singur și începe deja acel Morgan Christ, se numește aici, adică se așează toți copiii în cerc și fac câte ceva în fiecare zi, câte o temă, nu știu. Acum, pentru că e toamnă, fac tema adunatului de fructe sau de mere sau mustu sau cum se face mustu sau habar n-am, se numără între ei, numără toți copilașii, apoi întreabă cum este vremea afară și chestii astea. No, ca la grădiniță. Da, Sophie nu mai are stare, nu mai are stare, mă, nu mai are stare pentru că trebuie ziua schimbată, trebuie peptănată, trebuie spălată, trebuie iubită, trebuie hrănită, da, bebe? Da, bebe? Da. Și mai e și răcită puțin. Da, și asta este, la mine organizarea este puțin cam... către nul. Așa suntem noi, o familie puțin mai dezorganizată, mai întârziată. Așa am fost dintotdeauna și nu cred că o să ne mai revenim vreodată. Deci trebuie să ducem lucrurile așa, cum sunt. Sau unul dintre noi, eu sau soțul meu, trebuie să ne punem cu creionul și cu hârtia și să facem, să punem totul pe hârtie, să vedem cum ne putem organiza mai bine. Da. În fine, astăzi este tot vremea foarte urâtă.
Astăzi trebuie să facem și curățenie în casă. Trebuie să dau cu aspiratorul și vedem, vă mai arăt pe parcurs. Vreau să-mi... Nici n-am adus bine hainele de vară, pentru că vara nu a fost, sau n-am simțit-o eu decât foarte puțin. Și trebuie să le strâng înapoi, hainele de vară, să le aduc pe cele de toamnă-iarnă. Cât timp eu mai stau și editez dimineața, opelea, câte o oră. Găluișca asta mică stă aici cu mine. Stă aici cu mine și râde și glumește și... Și râde și se joacă și ce mai face? Și gângurește și îmi face dimineața mai frumoasă. Da? Așa vorbim? Sophie, vorbim? Cum vorbește fetița? Cum vorbește fetița? Cum vorbește tu, fetița? Cum? Hopala, hopala. Hopala, hopala. Nu-și dea în ochi cu ele. Nu-și dea în ochi cu ele. Deci îmi place salopeta asta. Este de la H&M. Cumpărată. Sophie. Cate, nu-i dea cu ele în ochi. Nu-și dea cu ele în ochi. Uite. Opa. Aici. Dă-mi-o mie, 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 dă-mi-o mie. Mulțumesc. O vrei? O vrei? Încă-ncă-ncă? O vrei? Prinde fetița. A prins-o fetița. A prins-o fetița. Hai, hai te prinde. Hai, așa, Sophie. Bravo, fetiță! Este o puternică! Este o puternică! Fetița mea frumoasă! Peticuța mea a adormit și mă pun acum repede să fac puțină curățenie pentru că la mine casa a explodat tot timpul, nu știu. Deci, haine pe acolo, luate de pe culme, trebuie puse la loc, împachetate. Sortate, împachetate, hârtii, foarte multe, foarte multe acte, foarte multe documente. Aici, în Germania, vin foarte multe documente. Deci, cred că nu vă dați seama, cred că nu știți că în fiecare zi, dar în fiecare zi, avem anumite scrisori, înștiințări, tot felul de chestii. Și dacă, nu știu, și dacă se extrage un euro de pe cont, trebuie de la bancă să-ți trimită înștiințare că ți-au luat un euro. Sau că ți-au dat înapoi dacă ai plătit mai mult, îți dau înștiințare că ai plătit mai mult. În fine, vreau să zic că o să văd ce pot să filmez și să facem asta împreună. Poate faceți și voi ordine, poate sunteți acasă, poate mai aveți, sunt mămici aici care stau acasă cu bebelușii și fac ordine în timpul ăsta. Eu o să las o muzică, am un abonament la Epidemic Sound, da? Și o să las aici o muzică și facem împreună. Repede aranjăm chestii. Trebuie să fim productive în fiecare zi. Chiar mă gândesc, așa uneori mă gândesc, cum este, ce curățenie poți face sau cum poți menține sau cum poți să te organizezi cu doi copii, unul de 5 luni și un băiețel, eu l-am pe Mati, de 6 ani. El e acum la grădiniță, într-adevăr, am timp, dar asta înseamnă să nu stau nicio secundă, să nu mai editez, să nu mai fac nimic, trebuie doar să fiu în acțiune, adică să dau cu aspiratorul, să șterg praful, să împachetez, să pun rufele la spălat, să iau rufele, să le pun pe culme, să le aduc, să... Absolut există în fiecare secundă ceva de făcut. Bine, auzisem o chestie că cu cât procrastinezi mai mult, cu atât ai vrea să procrastinezi mai mult. Și asta este adevărat. Și cu cât ești în acțiune și în mișcare și ești energic mai mult, cu atât totul se mișcă altfel și ești în starea asta faină de mișcare, de, aici se zice, de a da gaz, adică să-i dai gaz. Thank you.
Și pentru că Sophie doarme, nu voi putea să dau cu aspiratorul, bineînțeles, pentru că se aude. Noi încă nu avem aspiratorul în acela care merge singur. Voi face câteva poze pentru vânzarea unor produse și apoi când se trezește Sophie, trebuie să dăm cu aspiratorul. Și să aranjăm canapeaua, pentru că cred că într-un vlog trecut am spus că am luat acele cuverturi ca să le spăl. Dragilor, s-a făcut 5 și ceva. Ați văzut cât am putut eu să fac curățenie astăzi. N-am reușit foarte mult, doar am strâns hainele, am mai rămas un robot, am pus o pătură, aici pe masă încă n-am făcut, pe scaun acolo nu, doar am udat florile, am dat cu aspiratorul puțin pe covor și asta și gata, și s-a dus ziua. Și am fost să-l duc pe Mati, să-l iau pe Mati și am mai stat puțin cu ei. Cel mai mult cu ea, ea este vinovata, mulți gurici. Și așa se desfășoară ziua. Vreau să zic că foarte repede, probabil că și la voi zilele trec foarte repede. Dacă nu știi să te organizezi, trece timpul și te gândești că n-ai făcut nimic. Și tot așa, acum vine... soțul meu să vină acasă, Alex, și mâncare nu am făcut foarte multă pentru că am mai avut ceva de ieri și doar încălzesc și gata, asta este ziua. Sănătos! Mati doarme, Sophie este aici. Întrebam cât poți face și ce poți face cu un copil de 5 luni și încă unul de 6 ani. Foarte puține. Foarte puține în fiecare zi. Și mă gândeam că poate mai fac cu Matias activități sau la pian, dar în fine. Săptămânile trecute am făcut puțin pian cu Matias și dacă sunteți interesați, o să las aici, o să fac un video cam de la început, adică am făcut pian cu el de la început, am luat de la zero, de la să-i arăt pianul, cum arată, ce e, cum e. Bine, pentru cei care nu știți și sunteți noi, uite aici, noi avem un pian, pentru că eu mai cântam din când în când la el. Treaba este că de acum, de când o am pe micuță, nu prea am mai avut timp și nu am reușit să mai cânt, dar o să-mi revin eu. Și... când o să am timp, o să editez și clipul pian cu mami și cu Mati și mami și o să-l las aici pe YouTube. Dacă vreți să faceți și voi cu copilașii voștri, o să încerc să fac cu Matia și să mai filmez. Și am mai pus un clip și poate o să-l las aici, știu că se pot lăsa... linkurile către videourile trecute. Am mai pus un clip cu grădina de legume și grădina de flori. Dacă sunteți interesați să vedeți mai multe despre chestiile astea, aici în orașul meu sunt aceste două grădini mari. Cumva grădina de flori în aer liber ar fi ca o grădină botanică, dar fără să plătim nimic. Ne putem duce și e foarte frumos amenajată. O să se închidă la sfârșitul lui octombrie. O să deschidă în aprilie, dar dacă sunteți interesați să vedeți mai multe, lăsați-mi în comentarii, pentru că acolo o să văd și dacă eu o să mai pun idei de grădină sau dacă în caz vă plac florile sau așa și vreți să mai filmez, o să merg extra și o să filmez pentru voi special.
Da, și dacă aveți idei cu ce mai vreți să filmez sau puteți să-mi lăsați în comentarii ce vreți să mai vedeți aici pe YouTube, ce vă mai interesează. Da, eu vă spun la revedere pentru astăzi, pentru că nu mai este mult timp și imediat o să vină și soțul meu, mâncăm, mai stăm puțin de vorbă și ne băgăm la somn, pentru că mâine începe din nou o nouă zi. Așa că vă salutăm, da? Îi salutăm, le spunem la revedere, le spunem pa! Da, noi vă salutăm și ne auzim în videoul următor!